Salutare la toată lumea și sărbători fericite la toți și haideți să dăm drumul la Storytime. time Bătaie la discotec Acum eram toți în fața blocului o așteptam până așa să coboare și să coborăm toți în grup în oraș să mergem la noi acolo la Parc Rex la discotec așa se numea restaurantul ăla, Parc Rex nici de cum club, că nu existau cluburi înainte. Era un restaurant cu hotel, unde înăuntru era o pistă de dans și acum mai este. O pistă de dans, se făcea nunți înăuntru, se făcea tot felul, dar weekendul se făcea discotecă. Făcea discotecă. Și acum coborăm înspre oraș, prima oprire la Gilaura, un bar de exterior, un bodeg de asta, unde beam înainte ca să ajungem la discotecă, că era mult mai ieftin și ne atingeam dinainte și acolo la discotecă mai rupeam și noi cu ceva și ne continuam seara frumos până dimineața. Ne-am oprit la Gilaura, am servit și noi ceva, ne-am atins frumos, am venit la discotecă la Parc Rex, frumos ca băieții, am plătit intrarea, ne-au pus băieții să ștam pila pe mână, ne-am dus și noi, ne-am luat o masă. Atunci, la momentul ăla, se bea Florio. Florio cu glazură, punea pe margine la par glazură de zahăr și cu lămâi și luai sticlă de aia mare de Florio, te puneai la masă. Așa era un timpul ăia, nu erau cu robele de șampanie, colțare și uh, dansatoare, care, dar nu, frate, la stilul vechi, cu masă de aia, cu patru scaune, fund, restaurant, restaurant, numai că un weekend îl făcea, îl făcea discotecă. Ne-am luat frumos și noi masa noastră, ne-am pus toți din cartier acolo la masă, cu fete, cu băieți, am comandat fiecare o sticlă de aia de flori pe masă acolo, cu glazură, ne-a dus aia paharele cu glazură, cu lămâie, să aveți poftă, distracție plăcută o început muzica, luminile de pe floriu, de pe floriu, de pe dans, de pe dans, pe lângă masă pe acolo, o început lumea să se strângă păring, acolo, pe acolo până la vreo 2 dimineața, nașa, nașa care mi-a botezat băiatul, avea relații bune acolo cu bodyguards, se înțelegea bine cu ei, se înțelegea bine cu ei, nu, no, că mai ieșea cu unii dintre ei, să mai ducea la, la sală, mai mergea și cu ei la distracție, cu băieți Și avea pretenie bună cu ei. Așa am ajuns eu să scap din discotecă și să pot să fug. Ea m-a ascuns și așa când m-a găsit aia la masă, noroc că au venit și s-au băgat ei și eu am putut să fug. Fiți atenți. Eram păringul de dans. Eu, cu o fată, cu o vecină de-a mea, cu Neamțu, cu Dumac și cu Adrian dansam. Tan, 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 Și era unul Doru, din Dallas. Înalt, așa, la vreo 1,90, era soldat la pompierie la atunci, în momentul ăla. Omul numai de lea grele, numai așa, dansam. Și împingea pe toată lumea, era beat. La un moment dat ajunge în zona asta a noastră, dar eu nu-l văd cum era cu spatele. Și văd că te se împingi, te se împingi, te se împingi. Zic, mă, ce Dumnezeu, cum era în ghesuială, ringul ăla rotund, așa. Te se împingi, te să împingi, neamță, îmi face din nou. Nu dăm să-l luăm asta. Zic, ce mă, zic, mă întorc cu spatele, îl văd mâncat să-și dita mai cu un cap mai mare ca mine. Să întoarce, -mi ce mă, și-mi pune mâna așa în piept. și mă împinge. Ce ai mă, marge de tempul ăla, ai loc Păi frate, tu mai, tu te împingi, zic, eu nu mă împing eu. Că mărși mă de aici, mărși. A, păi zic, dai cu de astea, direct, bam, bam, două. Din partea asta la altă neamță una, bam, ca jos pe scările de la ring. <gântu -mă> bam, rupe dumneavoastră cu un picior de la de masă, că erau mese de alea de lemn. Mese de alea de lemn, pac, rupe un picior de la de masă, direct în cap cu el. Dă-i mâncața și peste el, bam, pam, pam, și lăsăm acolo lat, jos. Îl lăsăm lat pe dorul jos acolo, ăștia sunt au prin prin discotecă, eu m-am dus, dis dus, la masă, la nașa, și mi-a luat o geacă, altă geacă pe mine, mi-a tras o glugă pe cap și acum stăteam cu ea așa față în față la povești. Și zic, tu stai așa să nu mă vadă, că acum se strângeau ei în discotecă toți. Și o sunat și o venit, o venit lumea. Și acum stăteam cu ea așa la masă, vorbeam cu ea, știi, ascuns așa și la un moment dat o zis la ala, ca aprinde luminile, aprinde luminile, mamă, zic, aprinde luminile, ăștia s-au fost tirat ușor pe la restaurant pe acolo prin spate, au apucat să fug, eu n-am apucat că m-am pus cu, una așa la masă. Ua, zic, să vezi acum, zic, ce iasă. Și când ajung în drept cu masa mea, ei toți, să uită așa, știi, zice, ce ăsta e ăsta și pune așa mâinile pe masă. Pune mâinile cu masă și sare, sare să-mi dai cu piciorul în gură, știi? Și atunci o împing pe n nașa pică sub masă, nașa pică așa în lateral la masă și vin băieții ăștia, badigoarze, să bagă ei și oprește, știi? Și eu iau pe partea, de la, pe partea din spate, de pe la restaurant, fug și văd geamul deschis pe geam, tata, am sărit direct în grădină la, la, la restaurant acolo și tu i tule, o tată, pe margine, la somn și fugi, du-du-du-du, de -du 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 -du, am fugit pe margine la Dic. Bă, la bătură tare. Următoarea zi, următoarea zi, îi atăți, o venit la mine în cartier, frate, și strigau. Hai, mă, nu cobor jos. Victor! Și făcea, tăi, mă, cine te strigă, mă? Zic, dă le pace, zic, nu băga înseamnă seamă. nu-i băga în, -ă. zic, băga în -ă că nu are niciun rost să-i bage în -ă, că ăștia au venit mai mulți. Zic, pui, nu te duci jos, pui, cum să mă duc jos, zic, că mă prăpădesc ăștia dacă pune mâna pe mine, zic, să vezi ce bătaie dau. Acum ăla era ciudă că l-am bătut. L-am ținut într-o servă de pumni, l-am ținut într-o servă de pumni, nu s-a așteptat că el era acolo la el în Dallas, în cartierul lui. Era șmecher, frate, cum ar veni la noi, Dallasul ul dealul florilor, Uiemu, adică băieții din mai în jos, Uiemu, Unu Maiu și Centru. Înțelegeți? Eram mai multe ebenzi. Și el s a strâns cu banda lui și o la mine în cartier să mă caute. Bine, eu n-am ieșit din casă, nu le-am dat o casă să-mi pună mâna pe mine. Dar care o vă spaza? Eu ca prostul, într-o zi m-am dus la ei acolo în Dallas, la cimitir, la discotecă, se numea Panoramic Discoteca. Băi, și-o fost trecută... Fost trecută ceva timp, bă, vreo 5 luni, șase luni de zile, cam așa au trecut în așa. Bă, dar cum ăsta mie ca pușorul atunci să nu mă duc acolo, Băi, și mă duc acolo la ei, la discotecă, la panoramic, la cimitir. Bă, acolo nici pula, mă, să te audă, mă, mâncați și că nu o casă, nu un bloc, nu nimic. Loc să fugi din pulă, unde să fugi, că era numai o stradă. Numai dacă nu cumva să, să fi sărit, dacă deam în rapă, că era o râpă de aia adâncă, că nu puteam să fug nici pe acolo pe râpa aia, mă rupeam tot. Și am intrat acolo în panoramic la ei, la discotecă. Doi idei, distracții, dansează, dansează și văd la un moment dat că se tătuită mai mulți la mine din interior. Și am văzut că să pregătesc. Și zic, bă, către bodea asta, zic, hai să mergem și către Gheri și către tibii, Zic că în pula mea să merg. zic că ăștia sigur îmi pregătești ceva. Zic că ăștia sigur au treabă cu mine, că îl știam pe unul dintre ei. Bă, și când dau să ies afară, măncați direct peste dorul ăsta, mâncați aș da, de pula mea, cum că vreau patru după el. Bă, și, -și ăștia maturi în pula mea, o coptil. Și care treaba, prietenie, zice, ai venit la noi în cartier, și a vină încă să stăm de Bă, și mă a pus așa, de aici. Bă, m-a servit de la, m-a servit de la, bam, bă. bă. Mi-au făcut farurile atâta, bă, nasul, spart, rupt. Și acum era unul din trei, Adiță. Adiță ăsta și el. Ne, să-i dau și eu, bă, lasă-i dau și eu, lasă, bă, bă, bă. Și întrege și el, punct. Da, eu muream, de că eu știam că pe la îl fărm, știam că îl fărmam pe la frate, îl fărmam în orice poziție și el să să mi daie, să mi daie și îmi dădea pumni, frate, numai, numai de alea ștocuri, de alea, bam, numai rachete, bam, bam. Și ăsta mă ținea, Îți și seama, n-aveam ce să fac, eram conjurat roată mă, bă, m-au omorât cu servele, mi-am luat la serve în gură, buză sparte, ochi sparte, arcade, nas, format. bă, m-au zăpăcit, deci m spart, acolo ei, pe teritoriu, m spart. Acum au zis, marș acasă, m o să mă duc acasă, în momentul când m-a dat să mă duc acasă, a zis ia stai, bă, așa, e ia stai, mă, așa. Și acum m-am oprit, înțelegi, că nu era loc de fugit, că dacă s-a apucat o să fugă după mine sau dădeam în el, bă, și vine la mine, ci bă, să nu te mai prindem niciodată pe aici Și bam, bam, mai de dau. Vai, zic, fut-o te în gură, viață, zic, mamă, zic, când îți dau, zic, te-o nebunesc, fut-o te în gură, zic, să te fut bulangiule, când pun mâna pe tine să vezi ce bătaie îți dau. Aveam o dușmănie mie, că îmi părea rău că eram cum am putut fi eu și de prost să mă duc la ei în cartier, la ei în discotecă, frate, Bă, Cum nu mi-am dat eu seama și am pus botul la tovară și mie și m-am dus cu ei acolo la ei la discotecă, la panorama. frate, mă duc acasă, tricou pe mine, rupt, plin de sânge. Ba cheia în ușă, mă chinui să bag cheia în ușă, să deschid ușa și îmi deschide taică-mea ușa, îmi deschide taică-mea ușa, mă vede tot varză. Pai, ce ai putu, mă? Cine bătut, mă? Pai, ai gura zgura să mătise fut. Du-te și spală-te și bagă-te la som. Du-te și spală-te, zice, numai mă gări faci. Cine o bătut, te mă bre, în pace, zic, așa și n-am chef să vorbesc despre și ceva. M-am dus, m-am spălat. Băi, mi era un flaz, uătii. Numai, numai, rachete de la cum mă ținea, numai o bam, bam, numai muie mi-o dat. Tămuia mi-o demolat-o. După vreo două săptămâni, bă, între ce cearcânile de, de la... După două săptămâni îmi rămânea numai albastru și pe sub ochi în pula mea, eram vânăt. Cobor tot acolo la Parc Rex, la discotecă, coborăm în oraș. Și acum când ajung în față la discotecă, la Parc Rex, îl văd pe Adi ăla care mi-a dat rachete în bot așa, el se dădea șmecher când era cu înțelegeți? Era cu lumea lângă el, el se dădea jmecher și mă bătea pe mine, mă lovea pe mine. Bă, și îl văd în, în, jos cum cobor scările la terasă, îl văd acolo lângă veceu cu furcuț și cu încă doi. Bă, în pulă, că știam că furcuț și cu ăsta la curat, nu zi la el din cartier. E, are prietenie cu ei, dar nu zi la el din cartier, că l-au mor. Și bătaie i dau, mi-am plătit frumos intrarea, era băiatul la intrare cu masa, frumos mi-a dat tichetul mă puștam pila, frate, și am luat o rachetă, era un, o, o, pasaj așa lung de vreo 20 de metri, după a coborai scările la terasă la vecio. Și el era acolo jos la scări. Am coborât tată direct acolo jos pe scări. Zic, care treaba prea tine? Buf, Bă, i-am făcut o bătaie, i-am făcut o bătaie, l-am băgat până în baie. M-am pumlanță, m-am la l-am la, 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 la de pum. Până la urmă să l băgat furcuțul ăla, bă, Victor, oprește, bă, lasă-l, bă, bă, lasă-mă în pace că ăștia zic la ei în cartier, ia mâna de pe mine că îmi bag pula, să nu mă nerva, ia mâna de pe mine că bulangiu ăsta îmi dădea mie carambe în gură și la el în cartier se dădea băiat cum am mai ești mechei, băga mie și pula în măta și dă-i buf, bă, buf, buf, bă, bă, de aia ce am dat acolo în veceu, până la urmă apucare pe repede și-o coborât, bă, jos, m-a pe sus și m dat afară m-a dat afară din discotecă, zice, bă, tu n-ai intrat bine, deja te -ai și -ai început să te bați. Bă, aveam o dușmănie în mine, o, o, de că m-a lovit el, înțelegi? Mă înțelegi că m-a lovit ăla, înțelegi că l-am lovit și eu, înțelegi? I-am dat acolo un discotecă la Parc Rex, dar te din vina lui, că se dădea șmecher, de aia l-am bătut. De-aia l-am bătut că se dădea șmecher, înțelegi, să ne împingea pe toți cum dacă era mai mare, ce avea, avea voie să facă chestia asta, sau, uh, era mai înalt ca noi, era mai mare, era uh, uh, în, în, vârstă mai, 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 mare ca noi, era militar, era la pompieri, atunci noi eram în pula mea de 17 ani. Vă dați seama, eram tineri față de el. El era cu 4 ani de zile mai mare ca noi. Și... Nu trebuia să facă chestia asta, dar dacă era băut și era cu, era român, se ținea, și el ceva va uh, Și dați seama, eu eram atunci în floarea vieții la box. Da, când am căzut la ei în cartier, pe mâna lor, ce pula mea să fi făcută în față la atâța? M-au înconjurat au ăla băga mâna a mine, mă ține strâns și nu m-aș tachete de dea. Și vinea și dintr-o parte și din alta. Nici să mă smulg să fug, nu aveam cum că fugeau tăți după mine și pe aceea mă băteau mai rău. Așa am stat și mi-o dat mi-au dat și dintr-o parte și din alta, și dintr-o parte și din alta. Bine, dar ce i-am dat noi la Parc Rex? Adică ce i-am dat eu până l-am pus jos, după ce au, venit duma au rupt piciorul de la masă, numai peste picioare, că de de bang, 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 și picior de la masă, de gros așa, mâncat să și lung, de la masiv, mâncat să masiv. I-a dat de la înzăpăcit, l-am dus în knockout, mâncați-aș, în knockout, când s-o trezit de acolo de jos, era turmentat până s-o strâns tăța lui, până o sunat el și o venit tăța lui la discotecă, că mai era discoteci până oraș acolo la noi, mai erau încă două discoteci, era încă Tiffany și Tequila. Și când o sunată sunt ne apropiere, nu de distanță între ele, sunt 150 de metri de el, de tri. Și direct au venit tăți în coace, înțelege, și cu care mai erau acolo în discotecă, după mine, să mă caut pe mine în interior la discotecă. Ăștia alții au scăpat, s-au tirat, eu am rămas în discotecă cu un Așa. Și te pe mine, așa. Când vin pe lângă masă, zice, ăsta e. Pus mine pe masă și o sărit direct cu piciorul să-mi tragă direct. Eu am un o cum nașa era în fața mea, am împins-o. Eu căzut pe spate și-o vin direct badigoar aia și s-o băgat. Noroc că erau acolo, eram pe ușa din spate, de la restaurant și am fugit. Zang și-am luat o tată, geamul deschis și dă -i. Dar problema că eu ca prostul, M-am dus la ei în cartier, că dacă nu mă duceam la ei în cartier, pula, nu punem mâna pe mine veci. Nu punem mâna pe mine, dar eu am uitat. Am uitat ce am făcut. Și m-am dus la ei în cartier, la discotecă la ei. Și ei când m-au văzut în acolo, în altul, au zis, lasă-l de pace, sună-l pe Doru să vină. Sună-l pe Doru să vină și noi stăm cu ochii pe el până vine Doru. Și când ajunge dorul, îl luăm și îl servim. Îl luăm și îl servim pe cu Gheri și cu Bodea, cine? Ce să spui baza în ei să te ajute, frate? Că ăștia erau terorizați, le era frică. Le era frică. Mai ales la Pițigoi, nu avea cu cine măncați, așa că era terorizat. Gheri nu mai zic, Bodia nici așa. Pf, ce să fac cu ei mânca, mi a luat-o, mi-am furat-o, așa, original. Dar eu prost, de ce m-am dus acolo? Când ești copil, frate, vezi, nu mai gândești. Te duci și te arunci gura la balaur. Și dorul ăsta, bă, era mare, mâncață. Era mare, cu bosul așa mâna în mine și mi-a dat o ștachetă. Bam! Mi-a venit alta din partea asta, alta de la altul. Bam! Din partea asta, alta. Bam! Bă, dar nu mi-a dat somn. Cu tot că m-a făcut sângerii ăsta, bine, vedeam stele de la pun. Dar mă ținea el de mână și mă balansam așa. Și venea și dintr-o parte și în alta. Bam! Bam! Nu mă lăsa să cad jos, mă ținea. Și îmi dădeau. Bam! Și de altă. Bam! Și vine adiț ăsta din fundul grădinii. Bam, bam, bă. Oti, așa a umflat. Nasul, format. Buză, spartă. Bă, tricou, pe mine, varză, rup, plin de sânge. Când am ajuns acasă la ușă, Ta, tai, că mi-a făcut zgora, mă, de mă, am pățit așa de multe în adolescența mea, pentru că făceam prostii multe. Făceam prostii. Făceam prostii. De când am început cu boxul, făceam prostii multe. Mă aruncam la bătăi. Mă aruncam la oameni adulți. Nu mi-era frică să mă arunc la ei. De aia tot timpul îmi făceam probleme mari. Dar asta e viața. Ce să faci? Trebuie să treci prin tetic. N-ai ce să faci. N-ai cum să le lucrurile când faci prostii. Lumea mi-a făcut plata. Mi-a făcut plata și m-a bătut. Cam asta a fost povestea cu Doru din Dallas și cu banda lui, cu banda lui care era la el în cartier. Dacă v-a plăcut story time-ul meu, nu uitați să dați un like, să-mi lăsați un mesaj frumos și nu uitați sărbători fericite la toată lumea și sănătatea că e cea mai bună pentru toată lumea. Vă pup și cu respect și să aveți un Crăciun fericit!